Bună ziua tuturor! După cum ați văzut, am revenit pe șantierul lotului 2 la autostrada din Sibiu-Pitești, aici unde continuă pe secțiunea unde s-au impus restricțiile de trafic. Sunt patru activități principale astăzi. Pe de o parte, continuă lucrările la acest drum tehnologic. E vorba de un drum care asigură accesul în șantier, accesul echipelor care defrișează copacii din aliniamentul autostrăzii. Această activitate de realizare a drumului tehnologic se apropie de final. Este prima activitate care se apropie de final după ce s-au impus restricțiile de trafic. Practic, cei aproape 7 km de drum tehnologic se vor finaliza în 2, maximum 3 zile. Urmează și se desfășoară în paralel realizarea drumurilor și, dacă puteți să vedeți puțin mai sus, este un drum care se desprinde din acest drum tehnologic principal, drum care asigură accesul utilajelor pentru realizarea celor 88 de foraje mai sunt de realizat pe acest sector care este paralel cu DN7. Sunt foraje pentru studiul geotehnic. Și echipe de alpiniști au început să lucreze pe această parte a versantului pentru îndepărtarea arborilor și a pietrelor care s-au mai desprins în timpul lucrărilor, în așa fel încât să nu pună în pericol traficul și să reducă acest pericol cât se poate de mult în circulația pe timpul nopții, dar și după ce vom deschide traficul în prima decadă a lunii august, așa cum am anunțat. Chiar vis-a-vis, pe cealaltă porțiune, echipele care efectuează defrișarea, folosind acest drum tehnologic creat înainte de utilaje, se ocupă să defrișeze și să extragă copacii din această zonă și să-i livreze, așa cum prevede hotărârea de guvern, către cei care trebuie să-i recepționeze. În total, pe toată secțiunea, pe tot lotul 2, pe secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești, mai sunt de forat peste 200 de foraje pentru studiul geotehnic, dar 88 aici pe această zonă. Vedeți aici unul dintre drumurile realizate pentru a avea acces în versant pentru a se face un foraj. Aceasta este zona. Încă sunt copaci care au fost defrișați și trebuie extrași și duși la baza versantului și transportați din zonă. Toate cele 9 echipe de muncitori care lucrează la drumul tehnologic sunt în teren. Am spus, mai sunt 2, maxim 3 zile pentru finalizarea drumului tehnologic. S-a făcut joncțiunea cu cele două zone, intrare-ieșire. Sunt 2 tuneluri pe această zonă și s-a făcut joncțiunea cu intrare-ieșire din cele 2 tuneluri, cu partea de drum și partea de defrișare.
și activitatea continuă pe această zonă extrem de grea din punct de vedere al accesului. Fiecare copac este tăiat și extras cu utilajele și dus la baza versantului. Din păcate, pe fiecare sector sunt mai multe fronturi de activitate deschise, dar pe fiecare front nu pot lucra mai multe utilaje în același timp din punct de vedere al accesibilității și al siguranței. Voi reveni în această seară sau mâine dimineață cu informații proaspete și cu imagini din toate zonele în care se lucrează astăzi. O zi bună vă doresc!